Actrița Elizabeth Thea Pantaleoni s-a născut pe 25 februarie 1996 în New York. A început să joace de la 18 ani în serialul de televiziune Santa Barbara, renunțând să mai termine liceul. A jucat în filme precum Bad Boys, The Family Man sau Deep Impact. Hi! You dressed? Yeah, I okay. am. Look, we gotta go through some mugshots, so... I'm gonna hook into the computer and we can do this. Hey Mike, who's the guy in all the photographs? Hell of a night. I'm going to bed. Primul său film în care joacă este Switch. Pentru rolul din serialul Flying Blind, Leoni s-a ales cu multe critici la adresa ei, totul pornind de la un interviu ce avea ca subiect acest film. În 1994 obține rolul principal în filmul The Counterfeit Contessa. O interpretează pe Gina, ce se încurcă cu un avocat, fiind confundată de acesta cu o italiancă. Just a minute. For the Contessa. Oh, how beautiful. What are you doing here? I'm on my way to the party. Great, I'll see you there. No, you have to talk about us. There is no us. You just kissed me is all. And I felt like I did when I was a kid, when you rubbed your socks on the carpet and you touched something metal. How romantic. Anyway, I hardly remember the kiss. Poate că unul dintre cele mai bune roluri îl obține în Spanglish din 2004, pe care îl interpretează la mare artă. După ce joacă în filmul de debut al soțului său, The House of Dee, 2005, Leoni apare alături de Jim Carrey în comedia Fun with Dick and Jane, un remake al filmului din 1976, ce avea rolurile principale pe Jane Fonda și George Segal. Leoni este o actriță cu mult farmec, chiar pentru a ajunge atât de sus, s-a aflat tot timpul în competiție cu actrițe din toate părțile Americii.